Bossule, astăzi vom vorbi despre un eșec de-al meu și anume cum am picat eu proba practică a examenului auto sau orașul, cum îi spune toată lumea, și îți voi spune 6 lucruri pe care le-am învățat din această experiență care sper eu să te ajute pe tine, cel care urmează să dai orașul. Îți voi spune ce s-a întâmplat pas cu pas și din când în când vom face o mică paranteză ca să tragem o concluzie. Ok, deci povestea arată în felul următor. M-am întâlnit cu instructorul la 7:30 dimineața pentru că la 8 urmează să vină examinatorii ca să îți strige numele de pe o foaie și să te programeze într-un anumit loc unde urmează să te întâlnești cu ei ca să conduci. Într-un final îmi iau numele și văd că pic un polițist tânăr. În gândul meu zic gata, e ca și toate examenul. Singura problemă acum era să nu pic la o oră nasoală, adică între 12 și 1. Fix la 12:30 am picat. În fine, merg eu cu instructorul la locul de unde trebuia să plecăm și așteptăm vreo 4-5 ore. Eram foarte sigur pe mine și chiar glumeam cu instructorul că numai printr-un ghinion teribil aș putea să nu iau examenul. Și asta mă duce cu gândul la primul lucru pe care trebuie să îl reții. Nu trata examenul cu superficialitate. Adevărul este că orele de condus pe care le faci înainte cu instructorul nu seamănă deloc cu examenul pentru că intervin emoțiile. Eu știam că știu să conduc, mi-a spus și instructorul, conduci foarte bine, eram practic taxiul lui când avea ore cu mine, îl duceam unde voia el, pentru că își permitea, cu mine își permitea, spre deosebire de alții unde trebuia să fie mai atent și să le dea indicații. Nu spun să nu ai încredere în tine, ba chiar din contră, doar că trebuie să fii concentrat și conștient că în orice secundă poate să meargă ceva prost și tu să pici de prost. Să continuăm cu povestea. Se face în jur de 12 și înaintea mea e o fată de la aceeași școală la care trebuie să fiu martor. Bă, nici n-am apucat să plecăm bine că bam, îi pune polițistul frână. Ce faceți, domnișoară? Nu vedeți că vine mașina din spate? Deja văd cum îi scrie pe foaie respins. Zic, gata, am pus-o. Îmi vine să răși mie emoțiile și mă gândeam că o să pățesc la fel. Un lucru care mi-a atras atenția atunci când am coborât din mașină, trebuia să trecem strada ca să ajungem la mașina pe care trebuia să dau eu examenul. A trecut polițistul pur și simplu prin fața mașinii în loc să aștepte să treacă ea, doar pentru că era polițist. Se vedea că era sever și trebuie să știi cum să te comporți cu astfel de examinator la examen. E foarte ușor să devii iritat când întâlnești astfel de persoane îngânfate, dar nu le face jocul. Poartă-te politicos și vezi de treaba ta. Marea mea problemă a fost că am prins emoții după ce am văzut ce s-a întâmplat cu fata dinainte și la cât de aglomerate erau străzile, îmi tremura piciorul pe pedal. Și așa ajungem la al doilea lucru pe care l-am învățat. Dă scaunul mai în față înainte să pleci. Astfel vei avea piciorul mai arcuit și mai multă stabilitate ca să apeși ambreiajul cum trebuie, spre deosebire de un picior extins care nu-ți oferă foarte multă susținere. Am plecat fără probleme, nu mi-a murit motorul deloc, doar că la primele două sensuri am stat mai mult ca să fiu sigur că pot să trec și mi-a scăzut atunci 3 puncte pentru că n-am respectat ritmul impus de ceilalți participanți la trafic. Asta este un criteriu de examinare și mi-a spus să nu mai stau atât de mult pentru că îi încurc. Și în final ajungem pe o stradă aglomerată unde tot sensul opus era ocupat și îmi spune polițistul să fac la stânga pe o străduță mai îngustă, doar că trebuie să acord prioritate. Până când se oprește unul și îmi face semn ca să trec, doar că era spațiu foarte îngust pentru că doar ce trecuse o dubă sau o mașină mare, nu mai știu ce era exact. Și spațiul dintre ăla care îmi făcuse semn și dubă, pe unde trebuia eu să mă bag, era foarte strâmt. Totuși m-am gândit să nu mai stau atât de mult pentru că nu voiam să-mi facă din nou observație domnul polițist și am dat să intru pe străduță mai repede, chiar dacă puteam să mai aștept. Ce să vezi? Frână. Ce faci, domne? Nu vezi că n-ai loc să treci? Dacă nu călcam eu frâna, zgârie toată partea stânga mașinii și eu răspund dacă faci accident. Fapt care ne aduce la a treia învățătură și anume, mergi în ritmul tău. Sunt tot felul de idioți care n-au răbdare cu tine și te claxonează chiar dacă văd că ești cu examenul, tu nu trebuie să-i bagi în seamă și nu-i lăsa să te timoreze. Dacă știi regulile de circulație și știi ce ai de făcut, e bine, ascultă-ți instinctul și ascultă-te pe tine, nu pe ceilalți. Da, și mi-a pus frână. Nu știu cum a văzut el din locul lui, dar eu cred că aveam loc. La limită, dar aveam loc. În fine, nu voia să riște pentru că da, într-adevăr, dacă faci accident în timpul examenului, polițistul plătește. În caz că nu știai dacă polițistul spune frână sau o trage de volan, asta înseamnă 21 de puncte de penalizare din 20 maxime, ceea ce înseamnă că ești picat. Frustrarea cea mai mare a fost că știam să conduc, dar totuși n-am luat examenul și mai trebuia să dau și niște bani în plus. Am avut circunstanțe nefavorabile, adevărat, și a spus polițistul la final că manevrez mașina bine, doar că n-am fost atent. Și aici îi dau dreptate. Pe lângă asta, greșeala mea cea mai mare cred că a fost incapacitatea de a-mi controla emoțiile. Am fost foarte dezamăgit, îmi doream să iau permisul cât mai repede ca să scap de tramvaiele împuțite din Craiova. Dar nu contează ce vreau eu sau ce vrei tu. Normal că ne dorim să luăm o dată permisul ăla nenorocit. Contează să îl iei pe merit. Testele, examenele au un singur scop și acela este de a-i separa pe cei pregătiți de cei nepregătiți. Cei pregătiți pot merge mai departe, în timp ce cei nepregătiți trebuie
trebuie să mai lucreze ca să atingă standardele impuse. Și asta ne aduce la a patra învățătură, nu da bani. În primul rând, nu prea mai merge pentru că dacă dai bani, s-ar putea să îi oprească instructorul. Și în al doilea rând, cred că e mai important pentru tine să-ți dovedești că poți să le iei și fără. Am dat a doua oară fără probleme și fără prea mari emoții, l-am luat cu doar 3 puncte de penalizare și totul e ok. A existat un singur incident și anume că mi-a sunat telefonul în timpul examenului. A trebuit să mă scuz, să bag puține vrăjeli și asta e a cincea învățătură și anume să nu uiți să-ți închizi telefonul înainte de examen, orice examen de fapt. Fă-ți treaba, fii serios, fii corect și mergi la legislație. Ăsta este al șaselea și ultimul lucru învățat din această experiență. Pe mine unul m-a ajutat foarte mult orele de legislație pentru că am învățat chestii pe care nici măcar nu le auzisem și chestii pe care nu o să le afli de la instructorul auto. Asta bineînțeles dacă te înscrii la o școală ca lumea unde se fac orele de legislație pentru că am auzit că sunt școli care nici măcar nu au așa ceva. Sau școli unde te duci și te pun să lucrezi teste pe calculator. Ei bine, eu vorbesc de ore în sine, unde este un profesor care îți explică anumite chestii și poți pune întrebări ca să afli ce nu știi. Așadar, dacă ai băgat la cap toate aceste 6 lucruri, eu zic că totul o să fie bine și o să iei cu brio examenul auto. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să dați un follow la Iacobescu de pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spus, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Pune-mi reușită în rateu! Pa, pa!